națională, structurile de forță ale Ministerului de Interne au intrat în orășeul din Deșa de Vârnui și fără a preîntâmpina locuitorii acestui orășeu, l-au demolat, evacuând, așa cum se vede, tot din această piață. Astfel, ei încearcă să ne demonstreze că dețin puterea în acest stat, încearcă să ne intimideze. Ați observat și dumneavoastră că oamenii care s-au aflat atâta timp în orășelul Demnității Adevărului au avut un comportament corect. Așa cum am anunțat-o de zeci de ori, noi ne conformăm legii, ne comportăm civilizat și democratic. Ceea ce s-a întâmplat nu poate fi apreciat decât o încălcare a drepturilor cetățenilor, pentru că în această situație, cel puțin, noi ar fi trebuit, Consiliul Marii Adunări Naționale ar fi trebuit să fie anunțat și să se permită cetățenilor de aici care s-au aflat în orășel, cel puțin o oră, să-și evacueze lucrurile personale. Vreau să vă informez că unii dintre camarazii noștri care au stat aici în piață, dintre cetățenii care au stat aici, au rămas fără acte de identitate, fără haine, au fost bruscați și scoși cu forța din aceste căsuțe. Au venit cu topoare, cu ciocane și au dărâmat totul ce a fost aici.